cea mai veche latră a satului este Chiciora. Și de ce spunem noi că este a satului? Poate prea mult spus latră, dar este locul unde a fost primii care au fost pe aceste locuri. Uitați fragmente din astea ceramice găsiți la Buchendal, găsiți la Muzeul de Istorie Transilvania din Alba Iulia, și găsiți la noi, nu ce interesant. Pentru că cu câțiva ani buni, deci în 85-6, profesorul Mitrofan de la Cluj, profesor universitar, cunoscându-l pe domnul Sotropa, profesor de istorie la Moșma și prin adopție Soroștinian, soția lui de aici, a venit în localitate și a auzit și știe de la muzeu despre Soroștin cu aceste probleme de arheologie. Și s-a dus curios să vadă unde este terenul respectiv. Și a fost subit. Și interesant că atunci când a venit, nu în câțiva copii din sat, a descoperit fragmente din acestea pe care le-au avut și au rămas în școală. Deci atunci, fără mijloacele deosebite, fără săpături, nu știu cum, și care au fost scoase prin lucrările somnului, au fost scoase la suprafață. Ca să vă dați seama, vreți zice, păi a fost acolo civilizația, a fost în coace, dar uite că noi stăm acum cu un alt teren. Da. Pentru că această zonă era o zonă mlăștinoasă, cu foarte multe ochiuri de apă, cu foarte multe ochiuri mișcătoare, pe care localnicii le-au numit ochiuri. Și de aici uitați-vă bine denumirea și zonei satului pe ochiuri. Acolo încă mai găsim aceste ochiuri mișcătoare, un fel de vulcan noroios. Și nu cred că unii dintre dumneavoastră nu v-ați zoinat acolo pe el, așa, atâta cât ați avut curaj, să nu cumva să picați acolo, nu? Așa, și știți foarte bine când un animal a mai căzut. Deci sunt sigur că aceste lucruri le-ați auzit și chiar de văzut. Mai este, uitați-vă, astfel de semne de ochiuri. Pe broscărie, cum spunem noi, la capăt, acolo, o foghină, unde vin apele astea. Și mai este chiar la ieșire din localitate, de pe șosea, în stânga, unde mai nou se face târgul acela de animale. Acolo chiar se poate vedea, e mai ridicat un pic, poate n-are chiar un metru, dar așa, destul de larg jos, și sus cu un fel de crater, exact cum este un vulcan, așa, și cu ani în urmă, să știți că era activ. Adică curgea lava aceea, norul acela pe margine și se îngheța tot lărgit. Văd că de câțiva anișori nu mai mișcă așa, din ce cauză nu știm. Dacă îmi dați voie, apropo de idee, să știți că această formațiune geologică de la granița Șuruștinului cu Hașarul este a doua din țară ca dezvoltare după cea de la Sărata Monteoru din județul Buzău. Deci din punct de vedere geografic e foarte valoroasă. Și ea este descrisă, este descrisă de Școala de Geografie din Cluj, unde am terminat și eu. Este descrisă, este în analele facultății noastre. Este descrisă, da, este descrisă inclusiv în geografia României. Tratatul de geografia României. Casa parohială este într-un teren în pantă. Urmăriți pe poze, că acolo se poate vedea. Pe jurul satului. Și care îl cunoașteți, mergem frumos înspre direcția aceasta, ulița Bienilor, tot în pantă, o parte din sat de aici spre ieșire și, bineînțeles, partea cealaltă, satul de care cam de la Roscărie în sus, mai era un pic de bani. Sunt primele locuri unde apare începutul vetrii satului. Și este des de neînțeles. De mai ce am uitat că aici era o mlaștină imensă, de la pădurea rotundă de sus și până aici spre ieșire la țară. Dar ce s-a întâmplat între timp?
Din 1600 aproximativ, 1600 și ceva, aici, domeniul acesta era al familiei Delechi. Sunt sigur că cunoașteți această problemă. Timp de 300 de ani aproximativ, deci până prin 1921, când a fost reforma agrară, a fost deținută de această familie. Interesul tuturor celor care au locuit, respectiv mai ales a familiei Delechi, este să mărească suprafața agricolă a localității. Și atunci, s-au gândit cum să facă să scape de mașina asta, cu vegetație specifică, papură, trestie și știți bine ce o să fie pe aici. Iată că în 1700 aproximativ, documentele așa vă le spun, sunt precis în ce zi, cred că ei hotărăște cum să spurge noi o parte din ea. Și erau pur și simplu strucul, cu boii, s-a tras o brază frumos de la pădure, până aici a rost unde se putem de poartă. Vă zic că și în direcția ochilor este Mlaștele și apă, hai să tragem una și de aici. Tras o brază și de la pădurea Grașului în coace. S-a unit cu cealaltă care a făcut-o mai întâi. A rezultat aceste șanțuri puțin mai avem, mai pronunțate, și în felul acesta, foarte mult teren s-a câștigat pentru agricultura. Văzând că este un loc scurt și uscat, se mai făcută pe noile, s-au așezat cu casele în apropiere, să fie aproape de acest loc. Și în felul acesta, încet, încet, valea s-a adâncit, apele s-au scurs, lacina a dispărut și a apărut această vatră a Soroșului. Găsindu-se și denumire latină, de Camino, spre exemplu, găsindu-se de urmă și denumiri nemțești, pentru că deja au venit și sași pe aceste locuri, deci din secolul IX, aproximativ, putem vorbi despre această migrație, și până prin secolul XI-XII, lucrurile au fost continuat. Sigur că n-au încercutată, e normal, sunt încercări ale unor familii, ca pe urmă să se știe că este un loc bun și mai ales că este bine și așa mai departe. Se vorbește deci despre Schoresten, ca denumire germană, sau de Camino ca denumire latină. Care, cum s-a tradus, nu este sigur. Asta este părerea mea, cam da. Nu asta este important. Întrebarea este, de unde vine denumirea asta? Ce înseamnă? Înseamnă coș. Tradus în românește, înseamnă coș. Sau horn. Păi craterul de care vă spuneam eu, înseamnă cu un horn. Pentru că pe acest crater ieșeau apuri în zilele când era rece aerul în jur, ieșea lava ceea care era călduță și în felul acesta s-a considerat că parcă sunt niște varme. Și aici, și dincolo, și dincolo, că erau foarte multe puncte și acestea. Și atunci s-a dat această întâlnire. Este varianta cea mai plauzibilă, zicem noi, a denumirii localității. De la cineva care s-a născut aici și cu 15 ani a plecat în Brașov și l-a întâlnit în Mediaș. Și zice, domnul Bob, v-ați făcut odată gândind cum a răsărit numele acesta, cum s-a format numele acesta de Șoroșnic. Deci mi-am făcut gând bun. Și zice că eu, când eram copii și când urlam din Șoroștin, un profesor din Șoroștin mi-a explicat cum s-a dezvoltat numele acesta, că era un ungur care se numea Șoroș și că era mult din acolo. S-a spus că nu vreau să ne iau împreună Șoroștină. Da. Așa e un fel de bază, nu? Asta e. Da.
E a patra variantă a... De ce... Vă pun întrebarea. De ce credeți dumneavoastră că locurile acestea, unde s-au ridicat aceste conace, unde s-a ridicat biserica a dumneavoastră a sașilor, casa parohială, au fost acolo pe acel deal. Oare nu pentru astea care stau, că vatra asta era cam ocupată și cam era nesigură și nu se putea face construcția? Pentru că sunt lucruri foarte vechi. Dacă ne gândim la perioada lui Tenechi, când au fost acestea, iată este conacul ăsta, este construcția de jos cu pivnița care știe toată lumea și care este din 1700 aproximativ și ceva și care are istoria ei și unde iobagii erau duși și acolo închiși și noaptea pe furiș mergeau copii sau femeile cu mâncare și cu sfoara pe curile acele de elisire, de pivniței, pentru că îi ținea acolo fără mâncare, fără apă, fără nimic. Iar eu totuși niște povești aparte. Sunt construcțiile, dar lucrurile astea sunt și mai vechi. Iată se vorbește despre prima biserică a dumneavoastră din secolul 13. După ne este destul de vechi, perioada asta e foarte destul de vechi. Deci secolul 13, asta înseamnă că și tot acolo stabilite, acel teren, casa, grădina parohială care este astăzi, acolo a fost prima biserică, tot din piatră făcută, destul de veche, nu se mișează anul, dar uitați-vă și știe secolul 13. Altarul care l-a avut această biserică, făcut în 1500, aproximativ, ca să precizează acest an, și care a fost mutat de la această biserică la biserica nouă în 1880, când a început construcția ei. În anul 1865 vorbește despre felul cum arăta acest altar și o statuietă acolo și care avea niște aripioare în jurul acestui altar, bine desenate și frumos colorate, ce înseamnă că era parcă un obiect de artă. Deci foarte bine le pot descrie documentele această problemă. Uitați-vă că ei nu l-au aruncat și l-au luat în continuare. Dar s-a zgâriat pe aceste fragmente de lemn, totul era făcut de lemn, asta ce vă spun, s-a zgâriat acolo niște date istorice. Uitați-vă unde au găsit ei să zgârie, probabil și în altă parte. Și acolo, pe aceste lucrări de lemn, așa, sunt gravate anul de începere, sau care ne vorbește despre școală pentru prima dată în localitate. Se declară anul 1589 și am sărbătorit 400 de ani în 1989 atestării documentare a școlii de Șorocii. Aici se scrie și Daniel Herr, nu știu cum, asta nu se mai vede în continuare, care a fost primul, să zicem, dască, campanator se numea, care avea și alte misiuni. Să tragă procutul, să facă rânduială pe acolo, să ajute oamenii să le scrie o carte și așa mai departe. Și alte probleme de rezolvat. Deci iată că aceste lucruri se înscrise pe asta. Dar în 1904 ceva s-a întâmplat pe acolo, prin jurul altarului și la altar, că au făcut o reparație, o recondiționare. Și cu ocazia acestei recondiționare s-a pierdut această urmă privind începutul școlii. Însă, înainte de asta, deci în 1856, cum am spus, Lucă și publică un articol în ziarul Vremii
și unde specifică și pune acolo și o fotografie, imagine cu aceste inscripții de pe alivirea de altar. Și care le avem și noi, fotografiate de documentele acelea istorice pe care le-am cercetat. Deci lucruri foarte palpabile, să zic așa. Multe s-ar putea spune, două vorbe să spun despre construcția bisericii de acolo. Că asta cred că este lucrul care interesează comunitatea. În 1856, în biserica aceea pe care vă spuneam, se oprește ceremonialul pentru că începea să se subrezeze clădirea și era pericol de sălbare și de pericol. Se fac 2 ani de zile slujbe în casa parohială, care era acolo alături. După aceea, după 2 ani, se face o capelă din lemn provizorie, că probabil nu erau pregătiți să facă altă biserică. Au rămas zidurile acestei biserici vechi acolo, încă foarte mult timp, 1877, după erau. Și în 1880, la 30 mai, este data de început și inaugurarea lucrărilor de construcție a bisericii. A fost o manifestare foarte interesantă și foarte mediatizată, să zicem așa, prin Bucai, pentru că au participat și din împrejurim, deci, pe lângă Saș, erau și români de localitate, care spun în documentul că veneau cu darul. Ce fel de darul, nu știu. Au venit din țapul de asemenea, pentru că preotul lor este cel care a făcut deschiderea acestei manifestații și care a vorbit acolo despre aceste probleme. 100% că Spiritul Osmuresc al acestei naționalități a avut grijă în acești ani să-și pregătească banii cu care să rezolve. 20% din recolta pe care o vizineam anii aceștia a fost pusă pe parte și s-a creat o valoare. Toată construcția a costat 8.925 de galbeni, la care a participat nu numai aceste venituri ale lor personale, ci și un o persoană înstărită, nu vorbesc prea mult despre ele, și care primea anual 20 de coroane de la cetățeni. Probabil s-a instituit această formă și îi ajută cu o sumă substanțială această postură. Este în stil roman. Uitați-vă influența epocii romane care era locală. Deci se specifică de copilul de acasă. Altarul se pune cel care a fost, se face și un soc acolo de la acest altar. O novenă care nu are o povesteare, este bine să o uităm, o serie de minte precis, care se cunoaște prin biografie, prin revistă document. Și să vă spun, poate, da, unul dintre astea cunoașteți. Bunicului Heda, a lui Ingrid, Wagner, Johann Wagner. Străbunicu. Născut în 1909. Eu cred că asta e asta. Străbunicu. Străbunicu să fie în 1800. Nu, Străbunicu. Găsul cunoaște povestea de la bunicul lui născut în 1834. Deci vreau să vă căutați, că el cheamă Johann Telman.
Deci am dat aceste date și vă rog foarte mult, dacă prin familia dumneavoastră sau cei care sunt mai bătrâni, cunosc ceva legate de aceste persoane. Și care spun așa, cate care pot subții, Virgem, nu știu că s-a mutat, Virgem, Melas, așa, este meșterul principal care face biserica, o termină într-un an și jumătate, aproape doi. La terminare, când totul s-a rezolvat, știți foarte bine, se pune piata construcții, nu? Adică la biserică era vorba de acel balon sus, care e acolo sus, acel medalion care este în vârful turnului, și un băiat, un fiu al meșterului, zice, lasă data că nu putem să mă. Și sigur că da, probabil că cunoștea și băiatul, știa că e sigur pe el și așa mai departe. În fine, au urcat băiatul tot, când a ajuns acolo, întreabă, cum s-o pun tata? Dacă el n-a zis nimic și s-a prăbușit. Deci, iată, o, să zicem așa, un sacrificiu care s-a realizat prin această consultă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vedem astăzi un 1000 de lei pentru scopul acesta.